moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Restaurantul moldovenesc din Boston, în Newton, aduce faima Republicii Moldova prin bucatele sale unice și tradiționale în orașul american. Și-a deschis larg porțile în luna aprilie anului trecut, unde au pășit pragul mii de americani, dar și cetățeni moldoveni care locuiesc în această regiune. Artur Andronic, managerul restaurantului, afirmă că a fost o inițiativă destul de riscantă, atunci când nu știi câți vizitatori va reuși să atragă bucătărie moldovenească în Statele Unite ale Americii. Decizia a fost spontană, decizia a fost că vrem să deschidem un restaurant. Mult nu am stat la gând, am fost eu mai mult cu inițiativa. Am mișcat înainte, am făcut incorporarea, am făcut primii pași, am făcut adunarea echipei și după aceea mi-a spus și Sandrei. Împreună cu soția sa, Sandra, sunt gata să întâmpine oaspeții în fiecare zi. Fără nicio experiență în domeniul culinar, dar cu studii bune în administrarea afacerilor, cei doi tineri au reușit să obțină toate autorizațiile necesare timp de aproape 2 ani. Punctul de repere a fost bucătarul șef moldovean, dar însăși implementarea bucătăriei și a cărților tehnice și ce bucate vrem să facem și cum ele trebuie să fie la gust și cum trebuie să arate și ce trebuie servite. Oricum a fost în mare măsură depins de noi și de consultații cu familiile, cu bucătăresele de familie, cu mamele. Plăcintele umplute cu brânză, cartofi, varză și alte ingrediente le topesc inimile celor care vizitează localul. Plăcintele, sarmalele sunt un lucru curios și destul de popular. Cușma de buță, tot un desert foarte popular. Noi sperăm să avem mai mulți oameni să fac cușma ca să reușim să vindem. Iar toate acestea sunt preferate de către americanii care au auzit despre Moldova. Sunt foarte mulți care spun că au străbunei sau careva pe linie sau copiii lor au venit prin Peace Corps sau cumva au avut tangenți în partea europeană noastră, în partea de est și e plăcut. E și mai interesant că apă pentru ei este intrigant. E apă, se mai uită la hartă, le mai povestim un pic și le place ideea, le place istoria. Astfel, cei doi tineri antreprenori au ocazia să vorbească despre cultura țării noastre. Pentru americani, care pentru ei este la 99% dintre ei este neclar ce înseamnă Moldova. Asta e o țară, o capitală, o zonă din Mexic, pentru că avem un logo destul de colorat pe fasadă și mai mult curiozitate îi strânește ca să intre să vadă ce înseamnă asta, să uită la meniu, apoi se mai gândesc și se hotărăsc totuși să rămână când încearcă din bucate rămân. În ceea ce privește întoarcerea lor în Moldova pentru a investi într-o afacere similară, aceștia spun că au fost nevoiți să plece peste hotare pentru că tinerii care efectuează studii au cerințe mai mari pe piața Moldovei. Am învățat în Budapesta 4 ani și după asta m-am întors acasă și mergeam la tare multe interviuri. Eu așa o dorință nebună aveam să lucrez în Chișinău, să fac ceva pentru țara mea. Și eu cred că am fost la numai puțin de 20 de interviuri și deci prima reacție când puneam CV-ul pe masă, întrebarea era, dar de ce te-ai întors acasă? Dar de ce tu vrei să lucrezi în Moldova? Și știți, asta cu foarte mare seriozitate și de 20 de ori întrebările este, au avut un impact negativ asupra mea. Noi am încercat să lucrăm și acasă și să implementăm toate cunoștințele care le-am acaparat învățând pe hotare, să implementăm cumva, să dezvoltăm creșterea țării, chestii treste, dar nu a fost apreciat. Artur Andronic consideră că după ce a învățat bine orașul și cerințele pieții, a decis să-și lanseze afacerea care necesită eforturi la fel de mari dacă ai deschide același restaurant în Moldova. Unica diferență este că recompensele financiare pe care le obține în SUA sunt destul de mari. Noi fiind în sfera de restaurante, de servire, comparând cum e în Chișinău să lucrez într-o sferă de servire și să lucrez cu distribuitori și până la urmă să antrenez un server, să antrenez un angajat, cum să comunice cu oaspetele, cum să se comporte, cum să-și întrețină și el cheltuielile lui care le are lunare.
și efortul care le depui în Chișinău și care îți este la urmă remunerarea și câștigul și cât stres și cât efort tu trebuie să depui ca să-ți faci un câștig, sunt cam prea multe forțe de pune pentru suma de bani care o câștigă. Așa cum deschiderea unui restaurant necesită investiții majore de efort, muncă și mai ales determinare, Artur a decis să facă față tuturor provocărilor. Din motiv că a stabilit standarde înalte, realizarea acestora vorbește despre răbdarea de care au avut dovadă ambii tineri. Aici este o țară, așa cum le place să spune, libertate, dar e un loc frumos. Lumea te apreciază, lumea te înțelege și ți-e mai ușor să comunici aici cu oamenii străini. Cât de ușor sau greu a fost să deschideți afacerea în Statele Unite Americii? Ce privilegii găsiți aici, ceea ce nu le puteți găsi acasă sau ce diferențe aveți? Privilegii, nu știu dacă avem careva privilegii. Din contră, nu prea cred că avem careva privilegii. Noi totuși suntem imigranți aici. Suntem emigranți care am venit și încercăm să creăm ceva. Spun că suntem emigranți, asta suntem oameni noi în comunitatea de aici, de care lumea nu prea știe. În privința angajării personalului, aceștia preferă să acorde prioritate celor cu experiență, mai ales cu experiență în gastronomia europeană sau est-europeană, iar chelnerii să poată vorbi atât româna cât și engleza. Există, noi de acolo tot mai comunicăm, dar din păcate, nu prea comunitatea moldovenească în Boston nu e tare activă. E mai activă comunitatea românilor în Boston. Nu știu de ce Facebook, comunitățile, socializarea nu prea se leagă. E foarte multă ură, mulți vorbesc despre chestii care de limbă, cine și în ce limbă vorbește. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.